minunata Anca Serea și Adrian Sână. Salut, Adrian! Te salut, Cătălin! Adriane, băi, acest bărbat frumos al showbiz-ului, vă rog frumos să-l priviți din cap până în picioare. Lasă-mă pe mine, dar... face și o poză. Lasă-mă pe mine, dar uite-te la soția mea. Dă-ți puțin păr la o parte. Cum puteai adică dă-ți părul la o parte? E, stă așa prea acoperit. Ce om serios! Vreau să vă fac o poză, că vă stă bine împreună. El a spus în felul următor... Ce frumos. Știi că soțul meu e pasionat de fotografie. Să ții microfonul, soțul meu e pasionat de fotografie, de se explică. Da, și în același timp să știi că soțul tău are dreptate când spune: uitați, mă, ce femeie frumoasă, uitați aici, ce Anca minunată. El tot insistă să dai părul. Vreau să fii un om serios, deci comportă-te ca un bărbat serios care ești. Adriane, așa te-am cunoscut. Noi doi nu suntem serioși. Cine mai e serios în ziua de azi? Exact. Băi, deci vă vin costumele astea briși, pe cuvântul meu de onoare. Tu n-ai fost vara asta la mare? Nu. La soare? Nu. Eu nu stau la soare de obicei. Nu? Nu. Fugi de soare. Nu, că e nociv, Cătălin. Nu-mi place să stau la soare, dar se vede. Soarele e nociv. Păi măcar dimineața, până la ora 11. Nu vrea, nu-l, e încăpățânat. Nu. Da? Vrea. Bun. Bă, dar arătați foarte bine, sunteți superbi. Mulțumim, Cătălin. Dar de la Oktoberfest nu vii un pic mai așa, mai terminat, mai... Păi nu, că am băut doar must acolo. Doar must și... Da. Și... Ne-am simțit chiar foarte, foarte bine. A fost pentru prima dată în viața noastră, da? Când am fost la o astfel de sărbătoare. Adrian și-a dorit foarte, foarte mult. Încă de acum mulți ani tot îmi spunea: mă, iubita mea, hai să ne costumăm și noi așa să mergem. Da, și eu o fantezie. Da, Adi da, l-a făcut. Sunt costumele noastre. Partea bună este că putem să le folosim și la anul. Și partea și mai bună este că astăzi la Școala Copiilor este festivalul toamnei și mergem îmbrăcați așa. Deci vă duceți acum? Fiecare copil reprezintă o țară anume, Germania, Italia, depinde. Și voi sunteți în zona asta, Germania, noi suntem, Austria, da, nu? Noi suntem cu austriecii. Tirolezi. Da, tirolezi. Perfect, și îți povestiți un pic acum. Oricum copiii voștri la școală presupun că au reprezintă toată Europa, adică ia uite, da, de aici, clar, nu? Că sunt mulți, nu? Partea vestică, partea estică, da. Și unde ați fost acum la Oktoberfest? Unde a fost? Am fost în München, am trecut prin Viena, știi că ne mergem cu mașina. Da. Oare de ce? Acuț are șoferul la scară, personal, vorba aia, personal. Și o duce oriunde își dorește ea. Și o și duce, o și aduce. Acum când fac o paranteză, cum ar fi fost Anca să aibă succes cum ai tu în India, în Pakistan și să meargă cu mașina? Cu trenul. Cum ar fi vaporul. Cu trenul că sau tot vaporul. Timpul îmi sunea, hai cu mine iubita mea, și eu zic, Doamne, nu vin. Hai că poate există vapor până acolo să barcă. De asta zic că el merge în cursele astea depărtate așa. Ar fi avut ocazia să vadă lucruri foarte și locuri foarte interesate, din păcate le refuză pe toate. Dar n-a refuzat Oktoberfest la München și am stat 2-3 zile, am mâncat șnițel, am dansat, am ascultat muzică. Chiar a fost mișto, nu? Da, să știi că e Oktoberfest și în România, are la un moment dat, cred că în Brașov, ții minte că au venit la noi, mai ții minte? Da. Și invitați de acolo. Oricum, ce am văzut acolo, mă rog, pe Instagram ne apăreau tot felul de filmări și filmulețe de la evenimentele din oraș. Acolo e cu multă bere, e cu... Și nimic? Au loc tot felul de competiții de-astea, concursuri nebune, deci e o hală de-asta imensă și bărbații se întâlnesc dis de dimineață la prima oră și fac concurs care să ocupe masa. Măi, Cătălin, și dacă-i vezi cum se aruncă, efectiv, pe mesele le-a întinse, se aruncă, deci plonjează. Și eram zic, hai să facem și noi așa. Zic, nu, mai bine, lasă. Și pentru că aia sunt niște oameni care se distrează, efectiv, da, și se duc să se bucure de acest festival. Superb, bravo, foarte, chiar foarte frumos. Chiar a fost frumos. Data viitoare... A fost doar voi doi? Da. Da. A fost vacanța de cuplu de data asta. Iartă-mă pe mine. Vacanța părinților. Da. Și? Pentru că a început școala și vacanța și atunci... părinților Adi Must. Must. Nu, am băut și bere într-o zi. El, că eu nu am băut. El nu prea bea, Adi, nu prea are cu asta. El e cu vinuțul, de asta știam. Nu, chiar am băut o bere sau două la un moment dat. Dar, mai mult pentru poze, așa. Da, am luat să facem poze. Am făcut un reels foarte drăguț cu berea. Urmează să-l punem. Oricum, voi aveți niște reels în ultima perioadă foarte faine. Le vedem pe Instagram la Anca, Serea sau la Adi. Și în același timp ați lăsat copiii cu cine acasă? Haolo, nu mai mi-adu aminte, Cătălina. Am avut emoții mari cu plecarea asta. I-am lăsat cu mama.
Da. Da, mulțumim mama și pe această cale. Rămâna mama lui Anca. Da, Doamne ajută să-ți dea Dumnezeu multă sănătate și multă putere. Mulți nepoți. Da, și... Opa. Nu. Ne oprim discuția aici. Așa, da, au rămas cu mama pentru că bona noastră a fost nevoită să plece din țară. Și da, asta este situația. Deocamdată ne descurcăm așa cum... De cât timp era la voi? De 4 ani. De 4 ani când avea Leia 9 luni. V-ați atașat foarte tare de ea. Chiar ai pus niște imagini la un moment dat când ea a plecat. Și da, aici Mary, cred că a fost așa cu... Da. Cu plâns și cu inima ruptă. Da, Cătălin, știi de ce? Pentru că sunt oameni foarte buni și foarte speciali și fac parte din familia noastră. Așa și e. Nu ai cum să te desparți așa cu ușurință, dar ea chiar este un om aparte și un om foarte, foarte, foarte bun. A plecat la familia ei? A plecat la familia ei, da, din păcate. Ea are 3 fete, 2 mai mari și una micuță. Și cea mică are ceva probleme de sănătate. Și noi chiar am încurajat-o să meargă să vadă despre ce-i vorba. Și sunt momente în viață când, na, mie mi-a fost foarte greu. Eu știu și... că și noi, la fel, cu bona filipineză sau pe cine am avut. Și te atașezi, devin familie. Adică copiilor sunt și copiii tăi, trebuie să ai grijă. Și tot ce se întâmplă și în același tim sunt niște oameni. Băi, nene, care pleacă de lângă copiii lor, pentru că așa e cultura lor, când au posibilitatea, cultura și nevoia, pleacă ca să muncească, să strângă bani, doar ca să aibă grijă de copii. Eforturile lor, pe cuvânt, dacă nu sunt, știi, toți suntem părinți, facem eforturi, dar nu știu, când vezi oamenii ăștia, eforturile lor sunt supranaturale. Stau cu adică ani de spart de copiii. Faptul că sunt plecați de atâta timp departe de casa lor, e doar asta e deja... E fabulos. Iar textul meu de acolo de pe Instagram, nu știu dacă l-ai citit, a avut și un mesaj așa cu direcție mai lungă, pentru că cred că au nevoie de mai mult respect din partea noastră și de mai multă prețuire, pentru că de multe ori, din păcate, sunt tratate necuvincios. Eu mi-aduc aminte când am luat acum pe mai mult de cam, David are 13 ani, cam acum 13 ani bona, practic eu când am luat-o, am salvat-o de la o familie. Nu venea să cred, tot de români, care, băi, nene, se purtau foarte... Păi și noi la fel, ce credeam, nu am intrat în detalii. Conserve expirate, dar mănânce, nu o lăsau să meargă afară, îți închideau, nu știu cum, într-o anexă mai departe. Că, avem băi, o poveste e inumană, asemănătoare, să știi că și cazul ei este aproape identic. Da. Fix la fel. Fix la fel, dar nu am vrut să dăm detalii și... Nu, dar poate oamenii ăștia se mai gândesc câteodată când cum poți, mă, să ai un om care îți devine familie și are grijă de copilul tău când tu te porți așa cu el. Da, cum și poți? Uneori sunt mai mulți și decât noi părinții. Asta e, știi? Că petrec mai mult timp... Și se atașează. Da, așa este, da. Este, a fost foarte greu, dar asta este ce să facem. Nu știu. Îi dorim să fie sănătoasă și... Adică eu nu înțeleg pe oamenii ăștia care... Practic, angajează o bonă să aibă grijă de copil și tu n-ai grijă de ea. Când tu ar trebui să ai grijă de ea, pentru că are grijă de copilul tău și trebuie să ai încredere. Da, absolut. Așa este, da. În fine, e trist. Oameni și oameni. Mai ziceam eu la emisiune, bună ziua, oameni buni. Și mi-a zis cineva, numai cine. Și a zis, bă, numai ce, mă, tot oameni buni. Cine a zis? Oprișan? Oprișan. Și mi-a zis, mă, oameni buni și oameni răi, că sunt și oameni răi care se uită la emisiune. Și sunt și oameni răi care se uită așa. Că bună ziua, oameni buni, bună ziua, oameni răi, ca să-i... Din fericire, noi suntem înconjurați, Cătălin, de oameni buni. Corect. Asta e important. Și să apreciem chestia asta. Băi, Adi, vă vine superb așa. Mi se pare că vă potriviți în costumele astea. Mulțumim. Trebuie să recunosc că ei se potrivește mai bine costumul. E, știi, chiar din pictura celebră exact, cu berea și cu costumul și cu așa. Și cu așa. Și cu ce așa. Ți-am zis să fii politicos emisiunea asta? Te rog, nu, eu frumos. Se pare că am fost nepoliticos. El totdeauna a fost, mă, și e politicos și șarmant. Și elegant. Așa, și elegant, asta ce e. A lui e pus deoparte. Asta e adevărul. Asta e adevărul. Cum merg concertele în străinătate? Foarte bine. Uite, spre exemplu, astăzi am un concert în străinătate la Târgu Jiu. Iată. Da. Poți să-ți trimit ceva, să-i duci mama? Nu, pe bune, dacă vrei să-ți aduc ceva sau să-ți duc ceva. Ai la Târgu Jiu, dar stai că la Târgu Jiu ai cu trupa ta de cover-uri, nu? The Wedding Crashers. Exact. Spărgătorii de nunți. Care e superbă ca program și ca atmosferă ce se întâmplă acolo, ce faceți. Dar mă gândeam cu accentul tău prin străinătate. Săptămâna viitoare am în Helsinki. Nu, scuze-mă, nu Helsinki, în Tampere, e undeva mai sus de Helsinki, un festival de studenți, 10.000 de studenți, o să fie fabulos într-o arenă, abia aștept. Am în Turcia, în Antalya și în nordul Poloniei.
Super. Unde ți-a plăcut cel mai, unde te-ai simțit tu cel mai bine în străinătate? Prima dată când am început să am succes internațional a fost Olanda, a început cu Olanda și a continuat cu Scandinavia. Nu știu, am așa ceva pentru Scandinavia. Scandinavia mi se pare superbă. Adevărul? Deși e rece, e răcoare, dar nu știu, are ceva frumos. Adevărul că te-ai integrat foarte bine printre oamenii de acolo, nu? Fiind și șateni și mai... Nu știu, ei sunt mai mult blonzi așa, dar... Sunt frumoși, sunt niște oameni foarte frumoși. Îmi place zona aceea, îmi place, și am foarte mulți prieteni de acolo. Bine, ei la un moment dat se mută unde e cald, da. S-au săturat de zăpadă și de nopțile reci, lungi. Dar da, e frumos. Ce fac copiii? Sunt la școală, sunt la festivalul toamnei, am pregătit ieri tot felul de chestiuni, pentru că fiecare reprezintă o... Hai să luăm așa, pe toți, pe unde sunt cei mari? Păi, Sara este la școală, la liceu, de fapt. Nu mai e sus de Sara. David, exact când am plecat noi să venim spre voi la emisiune, David a venit să mute niște mobile. Este foarte gospodar. Căra un birou. Căra un birou, un pas și o salta și acum m-a sunat. Am zis, mama, tu ce zici? Să-mi pun biroul în partea aia. S-a mutat și el omul la casa lui. Băi. Dar e bine, e liniștit, trece timpul și noi ne... Mama, Sara a venit cu prietena lui și i-a luat pe frații mai mici la film. Au fost la film. Mama, dar cum e asta? S-a mutat copilul la casa lui. Da. Că e un pic așa... Da, este, dar te obișnuiești și te bucuri pentru toate împlinirile și momentele astea. Ușor, ușor rămânem singuri. Ferească, Cătăline. Dumnezeu, Doamne, ferește, Cătăline, nici nu vreau să mă gândesc la asta. Nu, mă gândeam acum că se mută la casa lui cu iubita lui, mine, păi mine aflu că îi avem pe bunicii, Anca și Adi la emisiune. Să știi că nu e rău. Ce? Suntem obișnuiți și așa mie îmi plac copiii și sunt pregătită oricând. Noi îl susținem. Mă bucur mult că ați trecut pe la noi. Mulțumim. Arătați foarte bine. Adrian Sână on Instagram și Anca Serea. Căutați acolo, vedeți poze și vedeți reel-urile pe care le pregătesc. Ți-am zis, mi se pare foarte faină și foarte mișto.